Da, mersi mult, Ciprian, detalii, sneak peek, într-adevăr, sneak peek pentru noi. Vedeam drumul la cursă? Și a prins steag verde. Și da, oficial. Oh, 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 ce start a avut acolo Leo Borlovan în fața lui Dan Nicolas. Atenție foarte mare, trecem de primul viraj, coborârea și să vedem acum momentul acesta ce se întâmplă cu Dan Nicolas. Se apără bine, în spate acolo foarte bine Iulian Popa și cu Albert Iovan acolo, locurile 3 respectiv locurile 4. Boboc Cosmin pe 5, iar Frosty din păcate pe poziția 6. Oh, și Iulian Popa este în decor. No, 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 ce se întâmplă cu Iulian Popa? Și el cred că era unul din candidații la titlu, dacă mi poate confirma Skylex. Cred că și el era unul din candidații la titlu. Sper să nu greșesc, Marian. Doar dacă cei doi lideri ai campionatului ar fi un retirement. Aha, deci dacă ei doi abandonează, ceea ce nu este excuz acest lucru. Ceea ce nu este excuz acest lucru și, într-adevăr, în aceste momente Dan Nicolas este campion, însă haideți să nu ne grăbim că de-abia am început cursa. Bun, 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 duelurile sunt destul de încinse acolo în spate. Însă îl observ acolo pe Leo Borlovan că efectiv vrea să-și facă cursa. Evident ar putea să nu forțeze, ar putea să stea în spatele lui Dan Nicolas pentru a șicana, însă preferă să nu. Încă o dată cred că s-ar putea intrarea la boxe să fie una foarte decisivă și de data aceasta în această cursă de final, care până la urmă este, dragii mei, cu titlul pe masă în spate și l-are în vizor, de fapt, dar puteți să observăm aici în vizorul mașinii, îl are pe Nicolas, câteva onboard-uri foarte frumoase și observăm aici că Frosty se duelează foarte bine aici cu Albert Iovan. Și din câte văd, l-a depășit pe Boboc Cosmin, pentru că da, este în spate. Da. L-a depășit pe Boboc Cosmin, bine punctat, într-adevăr, bine punctat. Chiar l-a depășit pe Boboc Cosmin și atât că Borlovan Borlovan începe să, cred că începe să încetinească, iar Nicolas începe să se apropie. A făcut cineva spin. Da, Iulian Popa. Cineva spin, e Popa cu spin. Na. Și uite Marian cum îi se duc șansele de titlu, să le zicem șanse de titlu ale lui Iulian Popa cu aceste două spinuri. Din păcate, nu pierde un tur, nu pierde un tur încă și nici n-are cum să pierde, iată vedem în jos acolo în grafică, dacă poți, Marian, să dai acolo cu cursorul către circuit, puteți să observăm aici jos că Popa este versiunea lungă a circuitului, iar băieții noștri Borlovan, respectiv Nicolas, Leo Borlovan, respectiv Dan Nicolas, ca să spun toate numele, sunt acolo în mult virajul de dinainte de tur. O cursă care să se decidă doar pe zona tactică, ceea ce nu ar fi rău, dar într-un fel ar fi... Avem aici un duel alături de Albert Iovan. Albert Iovan iese în decor și X-Frosty câștigă duelul, ocupând locul 3. Da, Albert Iovan, iată, greșește și Frosty ocupă locul 3. Frosty, iată, trebuie pe podium. Din păcate, un Albert Iovan care... Un Albert Iovan care se descurcă absolut incredibil, aș putea spune, evident. Bun, Leo Borlovan la 220 de kilometri. Marian, să mai aude dublu, dacă poți să-mi confirmi, te rog frumos. Nu, se aude ok acum. Ok, în regulă, în regulă. Am zis, dacă n-am mai zis mai repede o dată, 220 de kilometri la ora acolo în zona aceea de când se ducă virajul 8. Avem un duel între Iulian Popa și Boboc Cosmin. Da, avem un duel între Iulian Popa și Boboc Cosmin. Să vedem cum va decurge duelul, dacă... Apar și cineva câștigător în acest duel. Aparent, Iulian Popa și-a revenit și văd că... Îl ia pe Boboc Cosmin. Da, și pușează. Să zicem, forțează să ajungă în top 3, să zicem. Avem o intrare la boxe, deci avem o intrare la boxe. Intrarea la boxe aici pe care o execută Iovan și cu Mihai. Nu cu Mihai, iertați-mă, doar Iovan, Mihai este la boxe fiind safety car-ul, scuze. Iovan intră la boxe în momentul acesta de pe poziția a 6-a, deci totul decurge cum trebuie și cum este în plan. Și de adevărat, iată, opa, Popa, avem duel, Marian, între Iulian Popa și Boboc Cosmin și... Oh, interior, interior acolo pentru Iulian Popa, să vedem dacă Boboc Cosmin se va apăra. No, nu se apără și trece momentul acesta Iulian Popa. Iulian Popa care intră la boxe și revine. Iulian Popa revine și cumva este cel care, trebuie să vedem în primul rând unde se află mașina lui. Mașina lui Dan Nicolas, trebuie să vedem unde se află mașina lui Dan Nicolas, dacă poți tu să dai. Dan Nicolas este pe primul loc, a intrat la boxe. Să sperăm că Leo Borlovan va ieși mai repede. Oh, și Leo Borlovan a intrat la boxe, nu pot să cred. Va fi și a ieșit mai repede. Da, și Borlovan este în fața lui. Atenție foarte mare, Frosty! E Frosty! E Albert Iovan. Nu, nu e Frosty, scuze-mă, e Albert Iovan, greșeală. Ok, ok, ok. Are lap. I-a dat lap. Să vedem dacă se va da la o parte. Să vedem dacă se va da la o parte. Încearcă Borlovan acolo exteriorul și până la urmă se dă la o parte. Da? Un pic de emoție acolo pentru Leo. Într-adevăr, Popa trebuie pe locul 3 în clasamentul general în aceste momente. În momentul acesta, Dan Nicolas de Leo Borlovan, băieții mei, cred că se simte presiunea pe Leo Borlovan. Dan Nicolas vrea să termine cu un procentaj de 100% la victorii în acest campionat pe care aș putea spune că l-a dominat în fața unor oameni incredibili și unor piloți extraordinari, cum ar fi Grădinariu, Sebastian, cum ar fi chiar Leo Borlovan, cum ar fi Filip Ogran, cum ar fi Bogdan Duma și așa mai departe, cum ar fi chiar și tu, Marian, pentru că și tu ai mers destul de bine și tu ai fost un candidat la titlu după prima cursă. Duce destul de mult în față. Se pare că a avut un de 2 ori mai bun. Final lap. Da, final lap confirmat aici, ultimul tur de către, evident, Ciprian, care a fost reporterul nostru de front și ne-a spus acolo ce se întâmplă, statisticile și așa mai departe. Ok, dragii mei, ultimul tur, Leo Borlovan, un pic cam larg aici ieșit înainte de ultima zonă care practic face varianta fasolea. Însă nu mergem pe fasole, vom merge pe varianta de circuit. Atenție foarte mare aici, Dan Nicolas, mi se pare că a avut o trasă mult mai bună. Ultimile ture, ultimile viraje, cine va ieși campionul în această cursă, pentru că deja cred că campionul este decis. Ultimul tur, totul sau nimic. Da, în momentul acesta campionul este decis la... dacă evident dacă Dan Nicolas nu comite o greșeală, să vedem dacă amândoi nu comite o greșeală. Să vedem Dan Nicolas aici, este în spatele lui Leo Borlovan. Borlovan ține foarte bine, atenție foarte mare. Nicolas este în spatele lui Borlovan, se va apăra pe interior. Borlovan, nu, Dan Nicolas, oh, foarte aproape acolo și îl văd pe... Boboc Cosmin. Și a luat Boboc Cosmin este în regulă, atenție foarte mare, Dan Nicolas să forțeze, nu mai are timp să forțeze și din păcate, nu, e foarte aproape și Leo Borlovan a câștigat! Leo Borlovan pe ultima 100 de metri. Diferența dintre 3 sutimi între cei doi. Extraordinar! L-a încurcat, Boboc Cosmin! L-a încurcat Boboc Cosmin acolo pe Leo Borlovan și a cât pe Cica Nicolas să obțină victoria. Extraordinar! Iar cu acest aproape photo finish se încheie și campionatul de GT3 Flix Series. Da, se termină campionatul de GT3 Flix Series cu Dan Nicolas campion. Marian, să rămâi pe stream aici, să luăm interviul și să mai dăm niște sneak pick-uri aici cu competiția de anduranță, pentru că în mod oficial am primit niște sneak peek-uri care aș putea spune că sunt unele la categoria mașini. Iar ordinea este așa, după 3 etape. Dan Nicolas, evident campion, 55,5 puncte. Leo Borlovan vine cu 45 de puncte pe locul al doilea, Iulian Popa pe locul al treilea cu 27 de puncte. Sebastian Grădinariu, 19,5 puncte pe locul 4. După pe 5 vine Albert Iovan cu 18 puncte, Boboc Cosmin cu 16 puncte, Filip Ogran 15, la egalitate cu Frosty, tot cu 15. Alex Tolbore, din păcate doar o etapă completă pentru el, 9 puncte, Lehaj Marian 6 puncte, Tudor Debu 4, Dani 3, iar Ciopa, Tudor Selig, iar și Bogdan Duma nu au punctat, dar totuși sunt clasați. Înțeles, în regulă. Bun, dragii mei, și mi-a vrut să fac acum în mod oficial un anunț pe care Skylex a dat, din păcate el nu mai este online, dar nu e nicio problemă. Marian, să nu închizi live-ul. Ok, avem în mod oficial mașinile oficiale de anduranță și vreau să vi le spun în momentul acesta foarte tare și foarte ok. 488 GTE CB8R GTE, adică Corvette, M8 GTE BMW, 911 de Ser Porsche, evident, Ford GT GTE, Aston Martin AMR, categoriile evident amator și pro, plus LMP1 Toyota de anul acesta. Cele mai multe ture pe această mașină vor avea locul asigurat, așa. Evident, posibilele circuite, evident, la LMP1 mașinile Toyota o să fie, dar poate o să mai fie și alte mașini adăugate. Posibile circuite și evident cele de viteză, Spa, Le Mans și aș putea spune o în premieră, Birdbust-ul, evident, Mont Panorama. Și evident, Marian aici zice să nu confirm Toyota. Toyota o să vedem noi dacă va fi sau nu oficială.